Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Avem analiști care afirmă fără niciun fel de rezervă că România este o colonie, un stat marionetă, un spațiu dominat de interese ale unor suprastructuri internaționale și controlat de politicieni care așteaptă mai întâi deciziile din afara țării. Din păcate, agricultura, unul din domeniile care ne-ar fi putut aduce beneficii consistente din punct de vedere economic, e un fel de oaie neagră a deciziilor politice. Bani de irigații nu sunt, prețurile produselor cresc permanent, iar terenurile arabile sunt în proporții de peste 40% în mâinile proprietarilor străini. Ce mai putem salva? Cum? Cât de gravă e situația agriculturii? Ce măsuri pot revitaliza acest sector? Pentru început, iată titlurile zilei. Riscăm să ne vindem pământul străinilor felie cu felie? Cine le pune bețe în roate tinerilor români care vor să facă agricultură și fermierilor din țara noastră? Și cine vrea să le ofere terenuri pe tavă latifundiarilor străini? Vești proaste pentru români. După valurile pandemiei, prețurile la raft cresc în valuri. Experții prognozează scumpiri în lanț în perioada următoare. Vă spunem pentru ce produse sau alimente vom scoate mai mulți bani din buzunar. Finanțarea cu bani europeni a proiectelor României pentru irigații a rămas doar un vis. Oficialii europeni nu consideră că planul prezentat la Bruxelles respectă condițiile de mediu. Mai avem șanse să obținem banii pentru irigații? Nu a ajuns președinte, dar nici rău nu-i merge. După un an de discuții și tatonări, Viorica Dăncilă a reușit să ocupe un loc călduț la Banca Națională. O mișcare absolut surprinzătoare chiar și pentru unii angajați ai BNR. Nu o să vă vină să credeți cu ce a dat lovitura Valeriu Stoica după ce s-a retras din politică. Fostul președinte PNL s-a reprofilat. Cu ce se ocupă acum, aflați chiar de la el. Valeriu Stoica vine în platou imediat. Păi dacă tot am vorbit despre domnul Valeriu Stoica, vi-l și prezint. Bună seara! Bine bună seara! Mădălin Ionescu Show. Bine v-am găsit! Fost ministru al justiției în trei guverne, fost viceprim-ministru, președinte al PNL, unul din corifeii liberalismului din România. În același timp, în platoul nostru se află un om foarte important, considerat unul dintre cei mai buni miniștri ai agriculturii pe care i-a avut România după 1990. Domnul Petre Daia, bună seara, bine ați ajuns la noi. Bine, bine v-am găsit. Unii spun că ați fost cel mai bun. Acum rămâne de discutat. Vă rog. Faptele vorbesc. Faptele vorbesc, nu? Bun, indiferent de culoare politică, este clar că sunteți doi grei în platoul nostru. Avem foarte multe de discutat. Am făcut o trecere în revistă și a principalelor titluri ale zilei. Vorbim de agricultură pornind de la un moment interesant. La Bruxelles, planul, proiectul propus de România pentru irigații, de exemplu, a fost respins pe motiv că nu respectă condițiile de mediu. Sigur că există o întreagă polemică în zona guvernamentală legată de cine ar trebui să poarte vinovăția pentru această situație. Culmea că până și Germania a cerut bani pentru irigații. Ar fi trebuit să nu ne fie foarte complicat să obținem. Chiar n-avem. Adică mi-aduc aminte când, sau știu că există, au fost tot felul de bani europeni care au fost alocați până la urmă acestui domeniu al irigațiilor, dar vom vorbi despre asta când avem un tabel pregătit pentru a face o comparație cât de capabil am fost să absorbim fondurile europene pe zona irigației. Cum vă explicați faptul că ne-au respins? Bun, acum dacă vorbim de absorbția fondurilor europene, totuși aici trebuie să facem niște diferențieri. Și domnul Daia poate să confirme sau să infirme ceea ce spun. Există anumite sectoare din agricultură care au performat în această privință. Și un sector este viticultura. Viticultura a absorbit aproape 100% din fondurile europene alocate. Asta nu e tot, o să putem discuta mai departe de dificultățile care urmează după asta. Dar ceea ce vreau să spun este că atunci când proiectele sunt bine făcute, atunci când sunt fundamentate și atunci când oamenii au inițiativă, banii europeni sunt alocați. Așa. Ne-am învățat să dăm vina tot timpul pe alții. Eu cred că atunci când noi facem lucrurile bine, ele se văd și pot să reziste pentru multe generații.
Dacă vorbim de agricultură, cred că cea mai mare dificultate pe care o are agricultura astăzi nu se datorează străinilor, se datorează românilor. Cea mai mare dificultate este creată de faptul că în România de 30 de ani nu suntem în stare să realizăm sistemul de cadastru și de publicitate imobiliară la nivel național. Și dacă nu avem acest sistem de cadastru și de publicitate, este imposibil să avem o evidență corectă a proprietății asupra terenurilor. Și este foarte dificil să comasăm terenul în agricultură. Este foarte dificil să facem agricultură modernă. Dacă nu există garanția proprietății în agricultură, toate celelalte chestiuni rămân în aer. Bun. Mulți politicieni vorbesc de un plan Marshall, nu numai în România, la nivelul întregii Europe. Se face o comparație cu ce s-a întâmplat după al doilea război mondial. Mai ales că cei de la OMS, liderii OMS, ne-au asigurat la un moment dat că așa ceva, prin așa ceva Europa n-a mai trecut, sau omenirea n-a mai trecut, de la al doilea război mondial. Și ai ocazia să obții niște bani, zeci de miliarde de euro. 3 miliarde, de exemplu, pentru irigații. Te duci cu un proiect, nu știu cât de prost putea să fie, te duci cu un proiect acolo la care nu știu cum s-a lucrat și ești respins, iar șansele să primești acești bani sunt minime. Dumneavoastră, cum vă explică acest lucru, domnule? Primul rând vreau să vă mulțumesc că m-ați putut pune în companie unui jurist de marcă al țării. Un ministru, un ministru pe care l-am respectat și îl respect, un om așezat cu mintea la dumnealui și un profesor universitar care dă lecția interpretării juridice multora și mă bucur că sunt în compania dumnealui și m-a spus la dreapta dânsului, cum de altfel mă bucur și că cei ce ne pun echipajul acesta în comunicarea ușoară pe care dumneavoastră o organizați aici, ați putut vedea un început al unui om care are legătură cu agricultura. Spunând foarte clar și repet că s-au făcut multe lucruri bune în agricultură, că s-au luat și se pot lua toți banii de la Uniunea Europeană în trei condiții. Așa. Să știi, să vrei și să te dăruiești acestui sector. Dom'le, nu poți să te duci cu planuri pe care le lași în mâna unora care se definesc și sunt buni funcționari, dar care n-au avut exercițiul noului. Păi noi avem un plan nou, într-un concept diferit, într-o acțiune inedită. În care nu e suficient să te duci cu un proiect. Trebuie să ai și un plan de reforme să le și aplici. Aici trebuie să înțelegi fenomenul. Eu am spus-o și o repet de fiecare dată cu obstinație. Ministerele nu sunt nave școală. Aici nu vii să înveți. Mai ales în condițiile în care această navă este naufragiu. Cum, de altfel, suntem în această situație? Aici trebuie să știi, să apeși pe butoanele cunoașterii și să pui sudoarea muncii în timpul zilei și nopții. Cu alte cuvinte, să faci ce trebuie pentru țară. Doar a spune că dorim să luăm banii de la Uniunea Europeană este insuficient. Și revin acum. Vă rog, ce s-ar fi făcut cu 3 miliarde de euro privința irigației? Nu, stați puțin. România, în sistemul de irigație, care este obiectivul prioritar al țării, este obiectivul. Ar trebui să fie. Este. Și să spun de ce este, pentru că e lege. Și aici este profesorul în domeniu, care spune că legea trebuie aplicată. Unde lege nu-i tocmeală. Avem lege care a dat-o Parlamentul României, care a spus foarte clar ce trebuie să facem în România și ce bani ne trebuie pentru a face ceea ce s-a stabilit prin lege și ceea ce țara cere prin nevoile ei și prin condițiile pedoclimatice pe care le are și har Domnului are din acest punct de vedere acea armonie între climă, voința oamenilor
și posibilitățile reale pe care le avem. Vorbim de zone arabile în care încă trăim ca pe vremea lui Ștefan cel Mare. Nu. Așteptăm să plouă. Revin. Și revin. Aveam ocazia să luăm 3 miliarde de euro. De acord. Deci spuneam că avem legi. Le-am spus-o de fiecare dată. Și public, și iată cum mai spun o dată aici, deși este tardiv, dar poate și acum să se deschidă această dorință de a face în România, că trebuie să continue ce s-a început în agricultura țării românești. În agricultură, cel mai mare rău pe care îl poate face cineva sau factorul care determină scăderi de producție și șocuri financiare în buzunarul fermierilor și în echilibrul balanței comerciale în țară este să întrerup programele. Aveam programul stabilit, l-au întrerupt 2 ani de zile, am început în țară, sunt foarte clare proiectele și sunt foarte clare deciziile pe care le-am luat și sunt în Ministerul Agriculturii cu bani bugetari stabiliți prin filă bugetară, pentru că bugetul se construiește pe baza legilor pe care le ai. Motiv pentru care n-am înțeles de ce au întrerupt programul de refacere a sistemului de irigații în România, pentru că noi vorbim de refacerea sistemului de irigații pe care l-am avut înainte de 1989 și am lansat public această dorință pe care fermierii au îmbrățișat-o, mințindu-i, într-un cuvânt. Eu aș pleca de la ceea ce spune domnul Daia. Iertați-mă și... Mulțumesc. Și spunând, nu, facem cu banii europeni la Uniunea Europeană. Și ne-a spus, fraților, sunt două chestiuni la Uniunea Europeană. Să știi să faci proiecte și, doi, atenție că banii europeni nu vin de azi pe mâine. Banii europeni pleacă pe proiecte sigure, cunoscute, realizate, acceptate și compatibile cu metodologia și cu procedurile europene și se desfășoară în timp, pe o perioadă controlată, controlabilă și, într-un cuvânt, restrictivă. Domnule Stoica, vreau să vă arăt un carton, totuși, să facem o analiză, un pic. Fiți atenți. Între 2014-2020 am avut alocați 1 miliard de euro pentru reabilitarea infrastructurii în zona asta a agriculturii. Irigații. Da. Am irigat pentru 2 milioane de hectare. Da? Am irigat doar o pătrime. Din 1 miliard de euro am primit bani și am irigat 500.000 de hectare. Rezultă niște pierderi de 750 de milioane de euro. Nu. De exemplu. Nu. Așa ar fi normal. Nu. Vă rog. România a avut și va avea cu siguranță, pentru că trebuie să facem acest lucru, cele 2 milioane de hectare pe care le-am avut active înainte de 1989. Niciodată în România nu s-a irigat, nu se irigă și nici nu se va iriga în același timp 2 milioane de hectare. Pentru că perimetrul de 2 milioane de hectare intre diverse culturi. Culturi care se recoltează în momentul în care apare seceta, culturi care n-au nevoie de umiditate în perioada respectivă. Într-un cuvânt, este un plan de irigații pe care trebuie să-l știi, să-l înțelegi, să-l cunoști. Da, în România am avut miliard... Astea sunt analize de la ziarul financiar, de exemplu. Nu, sigur. Pierderi. Iertați-mă că vă întrerup. Vă rog. Totuși, aici există o chestiune care e foarte clară. A existat un obiectiv de folosire a acestei sume de 1 miliard de euro. E vorba de realizarea infrastructurii pentru irigații. Da. Chiar dacă se irigă jumate din suprafață, un sfert sau trei sferturi, important este că trebuie să existe această infrastructură. Corect. Banii au fost dați pentru infrastructură. Da, pe 20 aici... de ani. Până în 2020. Da. În 2020. 2020 a trecut. Suntem în 2021. De aceea vorbesc eu. Că s-au oprit banii ăștia, că nu s-au mai continuat lucrurile de investiții. Aici, dacă îmi dați voie, folosesc două idei ale dumneavoastră ca să spun ceea ce doresc să spun. Prima idee, ați vorbit de pasiune. Într-adevăr, dacă nu există pasiune, nu se poate face treabă în agricultură. Eu, de când mă ocup de viticultură, mi-am dat seama, știind și ceea ce mi-au spus părinții mei care au lucrat pământul, că nimic nu este mai greu, dar nimic nu este mai frumos decât să lucrezi pământul. Dar pentru asta trebuie pasiune. Și din păcate, pasiunea cam dispărut. Dacă nu există pasiune, nu se poate face treabă în această privință. Al doilea cuvânt, continuitate. Păi dacă nu există continuitate în acest domeniu, bravo, și pe proiecte, corect, de investiții, dar și pe consolidarea
bazei micii ferme pe care o ai, sau unei mari ferme, că aici poți să ai o mică fermă, poți să ai o mare fermă, dacă nu este o consolidare tehnologică a acestei ferme, nu faci treabă. Și în plus, pe lângă asta, după aceea, unde ai nevoie de ajutor, produci. Dar ce faci cu producția pe care o ai? Nu. Pentru că asta este marea problemă pe care, din păcate, o avem în agricultură, în toate domeniile. Și ultima chestiune care e legată de chestiunea irigației, sunt în continuare foarte multe terenuri ori necultivate, ori neutilizate la potențialul pe care l-au. De acord. Și atunci, eu cred că agricultura este o resursă extraordinară a României. Formidabilă. Avem totuși, suntem într-un moment istoric. Și dacă vorbim de continuitate, cred că mai trebuie spus ceva. În acest domeniu, polemicile politice n-ar trebui să aibă loc. Corect. Pentru că vorbim de un interes național și vorbim de proiecte care durează nu doar un ciclu electoral. Durează două sau trei cicluri. Dar dacă ratăm un astfel de moment, dacă se schimbă mâine puterea, cei care vin trebuie să continue. Ăsta este un domeniu în care cred că s-ar putea face un plan pe 5, 6, poate chiar mai mult, 10-15 ani, ca să folosim banii europeni și să existe o înțelegere între formațiunile politice pentru a realiza acest plan. Știți ce vreau să vă spun înainte să discutați? Dar aș vrea să continui. Ce a spus domnul continui, pentru că ideea este corectă. Și am spus-o de fiecare dată și mă bucur că un liberal valoros, un om nu întâmplător, am spus că un cadru didactic cu vocație și cu dorința de a face și dovada faptelor ne este, iată, mărturie. Spuneam așa și am spus-o de fiecare dată. În agricultură, agricultura nu are culoare politică. Cel mai mare rău este să întrerup programele. În agricultură trebuie să faci programe multianuale, cu schițe de buget pentru a crea perspectivă și cu obligativitatea de a introduce în acest program cel puțin un ciclu al politicii agricole comune de 7 ani de zile. Cel puțin, nu pe 4 ani. Am venit eu acum și spun, domnule, nu-mi convine ce a făcut Irimescu. Eu n-am făcut acest lucru. Nu intru în polemică cu actualul ministru. N-am de ce să intru în polemic, dar dau doar explicația modului de a concepe activitatea în agricultură și a practica această activitate. Eu vă întreb, este vina lui că am pierdut 3 miliarde de euro? Dacă erați ministru agriculturii acum și vă întorceați fără acești bani pe care puteați să-i luați, cine ar fi purtat responsabilitatea? Este vina exclusivă a ministrului agriculturii și a fondurilor europene. Scurt! Și al ministrului fondurilor europene. Aici este colaborare între ei. Păi da, eu mi-am permis, eu n-am avut și am geanta cu mine, eu am urmărit fiecare cifră din, și domnul Stoica poate să confirme acest lucru și o să-i spun despre ce este vorba în mod concret în condițiile domniei sale și nu numai a domniei sale, un om de o valoare extraordinară care s-a apucat de muncă și cu dragoste de pământ. Eu nu lăsam din mână un indicator, un proiect, o cifră, să o las la interpretarea altuia, munceam zi de zi și ceas de ceas. E nevoie de competență pentru asta. Dar suntem într-un moment nevoie istoric. De pasiune, e nevoie și de competență. Când ne mai întâlnim aici, cu așa din ceva? Păcate, dacă a existat un eșec, principala cauză este faptul că nu s-a apelat la oameni pricepuți, oameni care să știe despre ce e vorba. Vorbeam de pricepere. Păi, de exemplu, sunt zone unde oameni pricepuți au făcut ce trebuie. Corect. De câțiva ani, de exemplu, a demarat în România un sistem antigrindină, pentru că, până la urmă, depindem de climă. Depindem, pe de o parte, de irigații, pentru că uneori e secetă, dar, pe de altă parte, sunt fenomene atmosferice foarte periculoase, cum este grindina, de exemplu, care poate să distrugă culturile și se și distrug culturi, și culturi de cereale și culturi de viță de vie. S-a făcut în România, prin strădania unor oameni pricepuți și pasionați, și unul dintre ei îl cunoaște domnul Daia, este chiar în zona în care este Via Drăgășani, domnul Bărăgani, sisteme antigrindină. Au fost salvate culturi între ei și au fost evitate pagube uriașe. Dacă acest sistem se generalizează și se extinde, atunci una dintre primejdiile care există în agricultură o să fie ținută sub control. Mai rămâne, într-adevăr, să realizăm irigații. Iată că într-o zonă s-a făcut treabă foarte bună, în cealaltă zonă încă mai e mult de făcut.
Dar sunt eco, perfect, adică respectă condiții de protecție a mediului? Da, și cu toate, cu toate elementele. Iată programul în Ministerul Agriculturii. Da. Acest program a fost început de cel ce vă vorbește în anul 2002. Într-o colaborare perfectă cu fostul ministru Ilie Sârbu în guvernul Năstase. Venim și l-a continuat Gheorghe Flutur, foarte bine, da, a făcut o treabă foarte bună. L-a continuat în așa fel încât, deci din 2000, da, cu amendamentul pe care îl spun acum. În 2002, apropo de întreruperi, în 2004 am avut 17 puncte de lansare. Până în 2017, știți câte s-au făcut? Apropo de întreruperea unor programe, care? Numai 7 puncte de lansare. Iar din 2017 până în 2019, 65, iar acum sunt în lucru 100. De ce? Pentru că a înțeles, și iată, și vreau să-i mulțumesc, și o fac public, ministrului Stoica. Pentru că în virtutea interpretărilor diferite, a unor fermieri care nu aveau încredere în acest proiect. Nici eu n-am avut încredere în momentul în care am luat, în momentul de început, că este un proiect de viitor. Dar mi-a explicat un specialist. Și am colaborat cu ministrul Ilie Sârbu, sumânându-i și primul ministru Adrian Năstase, că este o șansă pentru a păstra ceea ce ne dă solul și ce ne dă omul. Domnul Daia, nu numai ca specialist poți să-ți dai seama de lucrul ăsta. Dacă ești fermier, faci diferența. Eu, ca fermier, ca podgorean, am avut în câțiva ani pagube foarte mari din cauza grindinii. De când acest sistem funcționează, n-am mai avut aceste și pagube. Și dacă vorbim de pricepere, programul ăsta merge la Uniunea Europeană. Iată că va continua cu bani și asta e un lucru excepțional. Și dacă vreți, este bucuria pe care o manifest și o transmit în fața dumneavoastră vis-a-vis de continuarea acestui program formidabil, atât cu banii europeni, cât și cu banii din bugetari și cu banii europeni. Și acum avem două exemple, da? Unul care a funcționat și unul care n-a funcționat. Și asta datorit... Sistemul de irigație este cel puțin la fel de important. Mai important. Eu m-am uitat pe toate aceste priorități ale noastre pentru Planul Național de Redresare și Reziliență prezentat la Bruxelles și agricultura nu e în primele 5. Din punctul meu de vedere, faptul că de 11 luni încoace prețurile la alimente au crescut consecutiv. Nu e vorba doar de România. Întreaga Europa, în condițiile în care veniturile românilor oricum sunt cumva plafonate și cresc foarte greu. Chiar se vorbește de venirea unei perioade de foamete. La modul serios sunt analiști care preconfigurează un alt fel de scenariu. Și să nu poți să pui mâna măcar pe 3 miliarde de euro pe care ți-o oferă ăștia odată la nu știu cât, nu știu, 100 de ani, poate te întâlnești cu odată la 200 de ani cu astfel de situație. Eu acum sper că nu sunt pierdut, sper că se pot reface aceste plane. Astfel încât să... Nu, șansele sunt minime să recuperăm banii oferiți în acest moment. Poate că da, poate că există alte trasee sau culoare prin care acești bani pot fi recuperați, dar să ai aceste probleme, să ai o agricultură încă precară pe alocuri, să ai o populație săracă, și să ratezi 3 miliarde de euro în acest moment mi se pare îngrozitor. Domnul, pentru agricultura noastră, care ar putea fi intensificată cu aceste irigații. Domnul Stoica a spus un lucru excepțional. Domnule, în agricultură este o cale și o șansă pentru România. Da. Este un potențial extraordinar. Este domeniul care poate aduce țării cele mai mari venituri într-un interval de timp scurt. Ciclurile de producție în agricultură. Poți să prinzi un an dacă te ocupi de irigație, dacă te ocupi de combaterea grindinii, dacă te ocupi de cercetare, apropo de cercetare și de a crea soiuri pretabile pentru condițiile pedoclimatice din România, ai factorii de vegetație în mână, ai hărnicia oamenilor deoparte, într-un an de zile aduci cum s-a putut realiza peste 30 de milioane de tone. Ce spune domnul Daia e extrem de important. Îl întrerup pentru a sublinia că e nevoie să refacem baza de cercetare în agricultură. Din păcate, multe din institutele care lucrau în acest domeniu sunt fără resurse sau au rămas fără cercetători. Vă dau un exemplu. La Drăgășani, încă din timpul regelui Carol I și după aceea din timpul Carol al II-lea, s-a făcut o stațiune de cercetare în domeniul viticulturii și al vinului. În timpul comunismului s-a dezvoltat. S-a făcut o bază de cercetare foarte serioasă. Cercetătorii au făcut câteva soiuri de viță de vie
De exemplu, în momentul de față la Drăgășani, cele mai bune soiuri de viță de vie sunt Negru de Drăgășani și Crâmpoșie. Sunt soiuri, în poziția selecționată, sunt soiuri care au fost create și indigene, dar în același timp îmbunătățite la acest institut de viticultură și vin. Ei bine, Academia de Științe Agricole, nu știu câte resurse are pentru a revigura măcar o parte din această bază de cercetare din agricultură și din viticultură. Da, sigur, decizia ține de strictă politicieni, de mediul politic. Au trecut peste 30 de ani de atunci. Nu e numai o chestiune care ține de la evenimentele din decembrie. Ține și de specialiști din domeniu. Ascultați. Asta e altceva, dar importăm. Noi am avut, apropo de lege, am avut legea 45 din 2009, în care Parlamentul României a stabilit așa. Din cele 52 de stațiuni de cercetare din România, care este o rețea extraordinar de valoroasă, dezvoltată de-a lungul vremii, așa cum spune domnul ministru, și pliată pe nevoile țării... Câte au mai rămas? Atenție! Din 52 de stațiuni, trebuia prin hotărâri de guvern să le reorganizeze, să le lase cu terenuri care au rămas după retrocedare și să le dea potența financiară în așa fel încât să miște. Din 2009 până în 2017, în 8 ani, 4 guverne, știți câte hotărâri de guvern au făcut? 3, domnule. 3. Și din 2017 până în 2019, apropo de interesul pentru agricultură și pentru a ține în mână factorii care determină progresul țării, am reabilitat toate stațiunile de cercetare. Da, acum, stațiunile de cercetare pot să angajeze cercetători pe care, iată, unii am pierdut prin natural că au ieșit, alții nu s-au mai angajat de vreme. Am îndepărtat tehnica de ei și acum se află în situația de a fi uneori în spatele unităților de producție datorită faptului că posibilitățile financiare nu i-au permis să se dezvolte. Deci, iată aceste domenii pe care noi trebuie să le construim zi de zi și ceas de ceas pentru a nu putea, apropo a nu pierde ce, timp. Ce putem salva? Vă spuneam că salva. În ultimele 11 luni prețurile la alimente au crescut consecutiv în fiecare lună. Uitați-vă aici la această, vă spun eu ce putem la această salva. Informație. Da. Între aprilie 2020 și aprilie 2021, prețul la cereale a crescut cu 26% într-un singur an. Da. 26%. La zahăr, de exemplu, cu 60%. Suntem într-o țară săracă, 66,7% a crescut într-un an la porumb. Nu mai zicem de alte sectoare economice, construcții și așa mai departe. Suntem aici, vă corectez, suntem într-o țară bogată din în care... am zis cu o populație săracă, nu că țara ar fi săracă. E în regulă. O populație săracă. Țara e bogată, oamenii sunt săraci. La carne 5,1%, lactate 24,1% într-un an. Spre ce ne îndreptăm? Revind la aceste idei care trebuie să fie elemente de căpătăi în orice guvern, în orice situație, în orice loc, indiferent cine este ministru, indiferent de specialitatea lui. Continuă, domnule, programe. Iată un alt program. Muntele. Parlamentul României a elaborat, a pus în mișcare și președintele a aprobat 6 legi. 6 legi care spun aceste legi ce trebuie să facem munte, stabilindu-se și banii pe timp de 10 ani de zile, 1 miliard de euro. În așa fel încât muntele, apropo de animale, apropo de vegetație, pentru că în munte, am spus-o și o repet, noi avem 4,8 milioane hectare de pășuni și pâneți. Cât Austria, cât Olanda și cât Belgia la un loc ca suprafață agricolă. O resursă excepțională. Acolo trebuie să fie animalul care, oaia și tineretul l-a îngrășat. Pentru asta ce trebuie? Îți trebuie stimulentele acestea pe care le-am avut și le avem din Uniunea Europeană, dar în același timp să dai și bani din bugetul statului în așa fel încât să stimulezi păstrarea forței de muncă acolo, pentru că muntele e depopulat. Sunt 30% din suprafața țării se află în munte, 34% din unitățile teritoriale administrative sunt în munte, 26-27% din populație din populație este în munte, iar dacă pierde muntele, cum am spus-o și o repet, pierde și țara, pentru că în munte
facem... Bun, dar e o tendință la nivel mondial asta. Alții găsesc resurse. Noi avem acum o ocazie, pentru că asta e situația. Păi dacă vorbim de resurse, domnul Ionescu, haideți să facem o comparație, că, repet, noi dăm vina mereu pe străini. Dar trebuie să vedem ce putem să facem noi, românii. Păi nu, aici am să fac o comparație. Clar. Olanda are o parte din suprafața țării sub nivelul mării. Nu e sub apă, sub nivelul mării. Corect. Au făcut diguri ca să, ca să salveze acest teren. Și în momentul de față, de exemplu, în toată lumea se importă lalele din Olanda. Noi avem în România un potențial extraordinar, de exemplu, pentru horticultură. Cu toate astea, importăm în continuare cea mai mare parte a florilor care se vând în țară, în București și în alte părți, sunt importante din Olanda. Nu putem legumele. Noi să facem acest lucru? Legumele. Legumele. Dar apropo de legume, pentru că via pe care o am este într-o zonă unde legumicultura este foarte dezvoltată, în zona Luncii Oltului, în Lunca Oltului. Dar revin la ce spuneam mai devreme. Cum colectăm aceste produse de la fermieri, de la țărani? Cum le vindem? Spuneți că au crescut prețurile. Păi dacă ar exista o colectare, un sistem de colectare, n-ar crește prețurile atât de mult. Pentru că, din păcate, prețurile își cresc, dar cei care produc primesc un preț foarte mic pe producția lor. Ca să vin în sprijinul celor spuse de domnul Stoica, și are perfectă dreptate, ne-am răspunde, să știți, da. E important. Da. În 2016, când am făcut programul de guvernare, ne-am uitat la balanța comercială. Dom'le, ce-i în balanța asta, da? Ce aducem noi de afară și ce putem să facem în România? Și ce putem exporta? Așa, și evident ce putem exporta. Și ce aducem de afară? Am văzut că aducem tomate, am văzut că vă aducem ardei, bă, noi nu le putem face pe astea, ba da, noi nu putem face citricele, nu le putem face aici. Nu putem să... Clima se schimbă. Nu, până se schimbă clima... Da, mai se, e. Mai da, e schimb, astfel, tomate da, putem să facem, da, altele le bune. Să le faci. Și atunci am rețineți, am introdus oricum, acest... Scuzați-mă, asta oricum e de bezna minții. Importăm de 20 de ani roșii din Turcia, care arată ca niște roșii din carton. Nu mai vreau să mănânc roșii de acolo și mi-am făcut propria seră. Ascultați-mă. În seră aia pot să fac roșii mult mai bune decât în Turcia. Ascultați-mă. Și a spus, domnule, haide să face, și am stabilit să dăm subvenția aceea pe programe, pentru câte două programe deficitare. Am spus, domnule, programe deficitare. Care sunt în România? Tomate, atâta, cât importăm, atât dăm. Câți bani dăm, atât. Am început acest program. În țară a început să se dezvolte. Au început legumicultorii cu 3.000 la 3.000 de euro la 1.000 de metri pătrați. Au început agricultorii să se dezvolte. Spunea dânsul la Drăgășani, în Lunca Oltului acolo, este o frumusețe și peste tot. Au început oamenii să facă solare, să investească. Au ajuns din 20.000 de cultivatori, 11.000 dintre ei să fie tineri, din care 1.124 să renunțe la pribegie, să vină acasă. Și s-au apucat de asta. A început să se dezvolte, a început piața. Stai, domnule, cum o facem să le adunăm? Păi, cum să facem? Haide să facem o unitate a statului pe principiile economiei de piață, pentru că ne trebuie astăzi, nu mâine, ca să determinăm. Vedeți că la vaccinare nu putem să determinăm când este viața lor în joc. Dar apoi să se asocieze rapid, în așa fel încât în momentul în care ai făcut producția s-o și duci la comerciant, s-o și valorifici pe piață. Haideți să facem o societate comercială pe principiile economiei de piață și am fost Casa de Comerț Agroalimentar Unirea. Am găsit niște bani care zăceau într-un cont rămași de pe vremea Sapardului, care nu-i puteai folosi, ale 20 de milioane, 20 ceva de milioane de euro, facem această casă. Ce să facă? Se ia roșiile de aici, apropo ce spune, se le ducă pe piață. Unde se le ducă pe piață? La magazine proprii, ca să facem o rețea proprie, ca să zică și lumea, dom'le, bă, românii ăștia nu sunt în stare, bă, să facă și ei o rețea proprie din... Sau se intre în combinație... Știți că sunt câteva rețele. Exact. De exemplu, în județul Vâlcea există rețele locale de... Exact. Da. Și aduce aceste programe. Legându-le cu sistemul de irigație, atenție, pe canalele de irigație și la Olt am făcut această unitate pilot,
am cu celule fotovoltaice, să facem un sistem de irigare în așa fel cât producătorii care au terenul pe lângă canalul de irigare să ia apa pentru un hectar acolo. Acest sistem era al statului, îl dădea în administrare producătorului legumicol, casa de comerț venea cu comanda pieței și spunea: domnule, fii atent, dumneata, îmi pui astea, nu te interesează de valorificat. Aia este treaba mea, dumneata, doar să cultive aceste idei. Unde ajungeam? Păi ajunsesem, noi n-am avut până acum 4 ani de zile, noi nu găseam o roșie. Acum în România, indiferent cât costă roșia din România, o preferă pentru că e mult mai bună și iată și programul. Știm care este potențialul agricol al României. Știm este formidabil. O calitate a solului extraordinară. Noi și Republica Moldova, de exemplu, avem o calitate a solului pe care occidentalii o apreciază, dar nu știm să o folosim. Vin nemții și cumpără leurdă cu camioanele de la noi. La noi leurda e așa. Nu știm să nu-i stimulăm pe acești oameni cu adevărat care ar acum să știți că în pandemie a fost o parte. Să produc atât de mult încât prețurile domnul, să aibă... Domnul Daia deja a vorbit. Din oraș au început să se să revină la țară foarte mulți oameni. Așa e. Și lucrul ăsta poate că va continua și să asistăm la un sens invers al exodului. Nu, dar nu trebuie să ne întoarcem la agricultura țărănească de pe vremuri. Ideea de fermier trebuie să câștige teren, pentru că fermierii sunt cei care pot să facă un echilibru între tehnologie pe de-o parte, pasiunea pentru pământ pe de-altă parte, și dacă sunt și ajutați în ce privește desfacerea, putem să reabilităm producția. Acum suntem în situația în care prețurile cresc în continuu. Încă trăim într-un fel de bulă în care oamenii încă mai sunt protejați, deși foarte mulți analiști susțin că există șanse foarte mari ca în anul viitor, dacă nu chiar anul ăsta, să ne trezim într-o situație în care lucrurile explodează. Acest plan vine într-un moment în care economia europeană s-ar putea prăbuși. Probabil că vor fi țări care vor performa. Sunt încă o mulțime de țări europene care au creștere negativă, nu au creștere negativă, sunt pe negativ în economie, pe scădere. România, paradoxal, dar nu îmi dau seama de ce, în primul trimestru din acest an e pe o creștere zero, cum se numește, așa, și vine însă o mare criză, o și mai mare criză economică, dacă lucrurile vor fi gestionate prost. Ce facem noi concret, că de-aia vorbim de agricultură? Care ar fi 3 măsuri care ne-ar salva de o eventuală foamete? Care ar fi 3 măsuri care ar salva România de o eventuală foamete? 1. Să continuăm să facem sistemul de irigație, dar nu mâine, ci ieri. Și aici dau un exemplu că trebuie să întăresc odată spiritul acesta de gospodar în România. Dom'le, în prima zi, pe 4 ianuarie 2017, m-a numit ministru. Am depus jurământul, noaptea la orele 11, am fost la stația Cama din Giurgiu. Noaptea, dom'le. E sluată, întuneric, ducându-mă peste paznic acolo. Acum ați ales stația. Poftiți? De ce ați ales aceea? Am dat un telefon la consilier și i-am spus așa: spune-mi primele 3 stații de pompare după capacitatea de refulare în România. Și mi-a spus: Brăila 1 era departe, Pristolul 2 era departe și Cama de la Giurgiu departe. Zic, urcă-te în mașină, m-am îmbrăcat, n-am spus nimănui, am rugat un echipaj de poliție de prin Giurgiu să mă ducă, pentru că știam că e pe marginea Dunării, dar n-ai fi niciodată acolo. Am intrat și am discutat acolo. De ce am făcut acest lucru? Să dau semnalul cu acest obiectiv de investiții, indiferent de vreme, indiferent de timp, indiferent de cine e la comandă, trebuie să se execute în România. Și am fost zi și noapte, noaptea la Stânca Costești, noaptea la Sascut, noaptea la Manoleasa, noaptea la Brăila, noaptea la canalul Morilor în avem imagini cu da, bun, sunt imaginile sufletului meu și al dorinței de a face bine în țară. Eu nu spun că sunt foarte mulți oameni aici. Domnul ministru a spus foarte bine: domne, România aici trebuie pasiune și trebuie să și știință, și nu trebuie să ne întoarcem la fermele care le defineam noi în concept că nu, fermierii români sunt cei mai pregătiți fermieri pe care i-are Europa. Nu mai trebuie să ne întoarcem la agricultură. Nu, dar vorbeați de irigații. Sigur, trebuie să facem agricultură care irigațiile? Să ne permită. Deci, spuneam, nu ne întoarcem la agricultura de subsistență, trebuie să facem agricultură modernă, care să ne ajute să exportăm produse, în primul rând, să ne ajute să ne asigurăm necesarul și să putem exporta. Irigațiile?
a zis unul. Alături cu, în combinație cu antigrindina și stimularea precipitațiilor, dezvoltarea muntelui cu tot ce trebuie legea noi și al treilea rețeaua de comercializare a României, de depozitare, comercializare, valorificare. Revin la povestea de succes a României, că este o poveste de succes a României și asta este povestea viei și a vinului în România. Dacă în anii 91, 92, 93 voiai să bei un vin bun în România, nu găseai. Corect. Până prin 2000 lucrurile au mers foarte greu. Ei bine, din 2000, deci din anul 2000 și până astăzi au trecut 21 de ani. În 21 de ani, viticultura românească a fost reabilitată, s-au plantat suprafețe foarte mari prin folosirea integrală a fondurilor europene alocate. Corect. Nu s-a pierdut un euro când e vorba de viticultură. Un miliard de euro a folosit. În momentul de nu putem acest model și în momentul de față, românii pot să bea vin românesc, mergeți în toate magazinele, găsiți vinuri românești foarte bune, la prețuri diferite, și mai mici și mai mari. În momentul de față, sub aspectul producției viticole, noi satisfacem nevoile românilor. Bravo. Găsim vinuri bune, foarte bune, în restaurante găsești vinuri românești. Străinii când vin în România și beau vinurile pe care le avem, spun, dar noi n-am știut că voi românii faceți vinuri așa de bune. Au venit americani, japonezi, francezi, germani la noi, la Drăgășani, la Crama Avincis și au spus, există așa ceva în România? Există și asta este o dovadă că se pot face asemenea lucruri în România. Este sectorul care s-a dezvoltat cel mai frumos, cel mai rapid, din trei motive. Unu, a fost continuitate în program. În 2002 am fost coordonatorul programului pe țară. La viticultură, nu? Da? La viticultură. Da. Ăsta este programul care l-am avut ca misiune din partea guvernului și din partea ministrului Ilie Sârbu. Programul am dus în Spania, la Rioja, la Logroño și acolo, când aveam zona viticolă extraordinară, iar tractoarele, ceea ce doresc să fie și în România, să reține ce spun, tractoarele aveau parcări lângă limuzine. Și am spus ministrului de acolo, da, voi aveți aici, da, pentru că voi ați construit orașul pe spuma vinului. Ați construit orașul din spuma vinului. Da, da, da. Iar aici în România, este extraordinar ce s-a făcut. Strămoșii soției mele, care au avut via asta la Drăgășani, au trăit în vie și au dus copiii la școală, la universități, la școli bune, cu banii câștigați din vie. Și deci, dacă există pasiune și pricepere, agricultura ne ajută să găsim cele mai bune resurse pentru a avea o viață bună în România. Revin la tema mea, la prezentarea de la început. Există senzația că România e un stat marionetă. Și în agricultură, nu știu cât de gravă e situația, dumneavoastră sunteți tehnicieni, dumneavoastră să-mi spuneți. Informațiile sunt acestea, că în acest moment peste 40% din terenurile agricole le aparțin străinilor, ar aparține străinilor. Și că dacă se menține acest ritm, în 2030, peste 70% din proprietățile agricole vor fi în mâna străinilor. Este o chestie gravă, ține de faptul că suntem o colonie sau ne ajută treaba asta? Că, uite, hai să nu fim, să avem prejudecăți. Vă întreb, uitați-vă aici, în alte țări, de exemplu, e mai greu să cumperi proprietățile arabile. Trebuie să ai, nu știu, cetățenie de niște ani de zile. În Franța, 7 ani. În Bulgaria, să locuiești 5 ani înainte de a face o achiziție genul ăsta, dacă ești străin. În Germania, dacă un cumpărător vinde mai departe un teren agricol mai devreme de 10 ani de la achiziție, statul percepe un impozit pentru de 80% din profit pentru a preveni specula. Dar aici ar trebui să ne mai gândim și la următorul aspect. Avem reglementări care au introdus dreptul de preemțiune. Corect. Așa. Cum îi cointeresăm pe român să cumpere? Corect. Pentru că până la urmă, dacă... Dar e normal ca un străin să cumpere a doua zi, să vină să cumpere ce te deci, vrea? Deci în momentul de față, nu poate să cumpere un străin dacă găsește un român, vecinul, care vrea să cumpere. Sau dacă este... Pe legea acum. Deci, în momentul de față, sunt resursele juridice. Problema e în practică. Mecanismul juridic pentru ca românii să cumpere. Exact. Și să nu se înstrăinze de străinilor. Dar dacă nu se cumpără, se spune, păi n-avem resurse suficiente financiare. Eu cred că se pot găsi resurse financiare pentru asta. Nu să stimulați oamenii, trebuie să facă stimulente de la stat. Doamne, încă o dată vă mulțumesc că am venit cu valorosul jurist Stoica aici, care spune un lucru extraordinar de important pentru țară și sper să-l audă toți cei care sunt interesați astăzi
de diriguire a treburilor în țara românescă. Există echipajul juridic care dă posibilitatea astăzi, prin drepturi de preemțiune, ca românul să fie primul la ghișeul de cumpărare. La preț, la prețul, la prețul egal, nu, nu la, exact, nu, nu, nu la un preț mai mare decât acum din nefericire se joacă cu această lege. Exact ce a spus dumneavoastră acolo, prevede legea care este în funcțiune, pentru că și noi am văzut de-a lungul vremii, pentru că în 2013, când a trebuit, am avut până în 2013, am intrat în Uniunea Europeană în 2007, da, am avut ca măsură de tranziție liberalizarea pieței funciare până în 2013. Evident că puteam, prin mijloacele pe care ni le dădea regulile Uniunii Europene, să o împingem până în 2017, dar în 2014 a trebuit să dea legi. Am văzut că legea respectivă nu protejează românul. Am creat actul normativ, am introdus această regulă, aceasta de preemțiune, cu dreptul la să nu timp să-l vânzi 8 ani de zile, pentru că începeau aceste specule și aceste interese imobiliare. Exact ce a spus dumneavoastră pe ecran, la țările respective, asta am prins noi în legi. Acum vor să ia drepturile astea de preemțiune. Noi, ce am zis atunci și trebuie să facem în țara românească? Și trebuie, indiferent cine face. Foarte bine, nu are importanță cum îl cheamă pe ministru sau cheamă pe primul ministru, cum este, de ce sorginte politică este guvernul respectiv. Să dea că am introdus lege, să dea un credit românului și să dea posibilitatea să cumpere acest teren pe mulți ani cu dobândă ușoară de suportat și perioadă lungă de timp. Pentru că pământul nu-l e principalul mijloc de producție pe care tu îl folosești și pe care trebuie să revenim. Trăim într-o țară în care nimic nu pare să mai fie al nostru. Plătim utilitățile distribuitorilor străini. Gaze, suntem producători de gaze, plătim gazele mai scump decât plătesc ungurii. Eu sunt cu pământul. Și da, vă spun cinstit, eu sunt cu pământul, nu știu, cu via. Domnul este cu via. Da, dar toate astea se leagă între ele. Nu trebuie să umble aici. Dacă se joacă cu acest mijloc de producție al țării, face un deserviciu țării pe o lungă perioadă de timp, iar românii nu vor putea sta indiferenți la aceste măsuri care sunt împotriva lor, rețineți, și dorim cu toții, iar aici această interpretare a fenomenului agricol de către doi oameni care știu ce înseamnă agricultura și dumnealui o practică cu rezultate excepționale și nu numai dânsul în țară, pentru că vinurile din România, și închei cu aprecierea acesta, vinurile în România sunt recunoscute peste tot, iar când se duc la concursuri enologice, când se duc la concursurile acestea de vinuri, când aude fetească neagră, se bagă pe sumasă. Revenim la momentele de publicitate în care încerc să obțin de la invitații mei soluții pentru redresarea agricultorii românești în situația în care, iată, vin vești îngrijorătoare din afara țării, dar și din interior. Ne revedem imediat, rămâneți alături de noi.